Dragostea ne surprinde în cele mai diferite moduri. Când vine vorba despre relații și tinerii din zilele noastre, aceștia au câteva aspecte relevante de care țin cont și pe care le prioritizează. În zilele noastre, cei mai mulți dintre tineri se focusează pe studii, pe carieră, pe ei înșiși, dar își rezervă timp și investesc interes și atunci când vine vorba de o relație. Dar pe ce pun de fapt cei mai mulți dintre tineri prețul atunci când își asumă o relație și ce caută la persoana lângă care vor să-și petreacă timpul? Întrebați pe baza căror criterii își formează o relație, aceștia au explicat că este important atât aspectul fizic cât și trăsăturile de caracter pentru a exista compatibilitate. Pe ce criterii crezi că se orientează tinerii din zilele noastre să-și creeze o relație? Păi cel mai mult cred că pe comportament. Prima dată la chestia asta se gândesc toți, la cum se comportă o persoană și după la aspectul fizic. Asta ar fi cel mai normal. Este un punct relevant într-o relație aspectul fizic? Nu neapărat, pentru că dacă persoana cu care ești împreună se comportă foarte frumos cu tine și e o persoană bună în general, nu contează neapărat aspectul fizic, dar contează și asta. Nu știu, 50-50, așa. Spune-mi dacă într-o relație crezi că este important atât aspectul fizic cât și caracterul. Într-o relație contează mai mult caracterul, să fim deschiși, să ne înțelegem, să găsim tot timpul o cale de mijloc, să ajungem la un numitor comun și să fim compatibili. Crezi că aspectul fizic este neapărat relevant într-o relație? Cred că aspectul fizic nu este atât de relevant, pentru că dacă ai persoana care trebuie lângă tine, nu contează aspectul fizic neapărat. Cu toate acestea, unii dintre ei au fost foarte clari în privința aspectului fizic, spunând că este important să se simtă atrași de persoana de lângă ei, chiar dacă conceptul de frumusețe este unul vag și diferă de la o persoană la alta. Pe ce criterii crezi că își formează tinerii din ziua de astăzi relație? Tinerii din ziua de astăzi își formează o relație în general. Sunt puține, dar de obicei se întâlnesc foarte des. Bani, cum arăți, cum vorbești și ce atitudine ai. Crezi că aspectul fizic este relevant pentru? Da, este relevant. Părerea mea e că n-aș putea să stau cu o fată care nu mă atrage. În primul rând, cred că contează foarte mult aspectul fizic într-o relație, adică să te atragă persoana respectivă. Și, nu știu, înțelegerea, comunicarea este foarte importantă. Și înțelegerea, în primul rând. Concluziile au fost clare. Tinerii din zilele noastre au declarat că pentru a începe o relație au nevoie de o persoană comunicativă, respectuoasă și înțelegătoare, calități esențiale pentru a putea fi vorba de compatibilitate. În același timp, aceștia cred că aspectul fizic este un factor important, dar nu la fel de important pe cât sunt trăsăturile de personalitate.